Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou video pe canalul Ciolex. Mai oameni, ce să zic, n-am mai filmat de foarte mult timp. Cred că de prin ianuarie n-am mai postat un videoclip. Și ce vreau să vă spun în acest video, tot despre BMW-ul E46. Am primit foarte multe mesaje pe Instagram că dacă l-am rezolvat, dacă mai scoate fum, dacă trage, dacă merge, dacă nu știu ce, nu știu cum. Am mai răspuns la unii dintre voi care mai mi-a scris pe Instagram. Aveți Instagramul meu în descriere. Și să știți că rezolvarea a fost pompa de injecție VP44, care am schimbat-o, după cum bine v-am spus. Mașina trage, nu mai scoate fum, trage în mințile ei de 136 de cai. După cum bine vedeți, am rezolvat și telecomanda. Am avut problema aceea cu cheia, cu telecomanda. Să știți că am rezolvat-o undeva la 300 de lei, m-a costat. Mi-a pus chip, mi-a pus butoane noi și inclusiv mi-a sudat pe acel chip, mi-a sudat butoanele, auziți? Auziți? Dacă se aude cum țăcăne când apăs. Stați să opresc avariile. Ia auziți. Deci așa păcăne. De ce mi-a sudat aceste butoane? Pentru că știți că la modelul meu non-facelift cheia este tip catascrinul așa, decât care butoanele astea. Se apasă, dar nu se simte. Și la mine nu mai mergea practic deloc în cuietoarea asta. Și totodată și cheia asta nu mai funcționa pentru că nu mai aveam chipul ăla. Am pierdut, are un magnețel mic aici pe laterală și îl pierdusem. Cam așa cu cheia. Haideți să vedeți și cum stăm cu rezervorul. Vă spun sincer, din ianuarie, de când am rezolvat cu pompa de injecție, n-am mai lăsat mașina pe roșu absolut deloc. Deci rezervorul meu a stat, să nu zic numai pe full, să zicem a stat mai peste jumate. Deci a stat ca și cum îl vedeți acum. Când îmi scade două linii, mă duc și alimentez. Nu știu dacă se vede. De la soare. Da? Deci mi-a scăzut aproape o linie. Și cam asta vreau să vă spun și cu pompa de injecție. Cei care aveți non-facelift, modelul meu cu pompă de injecție VP44, mergeți schimbați-vă pompa de injecție dacă aveți problemele alea cu pornirea, mai ales când vine frigul. Trepidațiile alea la motor, fum, vă dă fum când stă pe loc până se încălzește, după nu mai dă, după ce ați plecat cu ea, mai dă un pic când mergi și după nu mai dă și se plafonează așa, o mai simțiți în trepte, nu vă mai trage absolut deloc, abia urcă în 80-90 de km la oră. Durația, mai zic, e moartă și când îi dați pedal. Cam asta e cu mașina. Băi, fraților, și ce să zic, am schimbat foarte multe la mașină în ultima perioadă. Am schimbat tot kitul de frână de mână pe spate, kitul, pentru că la E46, după cum bine știți, rar găsiți un E46 care să țină frâna de mână, mă scuzați. Deci am schimbat kitul de frână de mână la BMW, am schimbat, mi-am vopsit etrierii, adică i-am vopsit și plus curățirea la etrieri și la discuri, care erau plini de rugină. Și am vopsit. Am mai schimbat plăcuțele de frână față-spate. Ce am mai schimbat? Am mai schimbat un plastic aici la cel de la parbriz, pentru că știți tot așa, problema la E46, se mănâncă plasticul ăla acolo și foarte scump. Deci am dat pe el undeva la, cred că la 3 milioane pe original l-am luat. Și foarte greu de găsit, îl găsiți foarte greu mâna a doua. Eu am căutat pe Oleg și n-am găsit nimic, nici prin dezmembrări, și am zis hai să le iau nou dacă tot am căutat. Am mai schimbat cauciucurile, mi-am pus MS-uri, nu le-am luat noi, mi-am luat ceva SH, dar cu carne bună, bune cauciucurile, adică foarte bine din privința asta. Mi le-a recomandat cineva. A zis, bă, sunt bune, ia-le. Și le-am luat la un preț super ok.
Pentru că îmi luam de vară, dar nu am eu nu am jante să le schimb. Dacă aveam jante separat pentru vară, să mai am un set, îmi puneam cauciucuri originale de vară, îmi luam ceva calitate, numai vară, și pe cele de iarnă îmi luam ceva iarnă. Dar neavând două perechi de jante, am seama să le las așa, pun MS-uri ca să nu stau să mă duc iarna pe la vulcanizare. Eu oricum iarna merg cu grijă, adică să nu credeți că sunt vreun teribilist din ăsta. Adică merg adecvat după cum e vreme. Dacă e nisoare, respect regulile mai mult, adică mult mai grijuliu, pentru că na, tracțiunea spate, tracțiune spate. Sau propulsie, cum, că nu prea se zice tracțiune. Tracțiunea e pe față, propulsia e pe spate. Da. Și am schimbat, v-am spus, am schimbat multe. Am schimbat pompa de injecție, am schimbat ăsta la parbriz, după cum v-am spus, am schimbat cauciucurile, am schimbat kit frână de mână pe spate, saboții, discurile le-am avut bune, că le-am schimbat anul trecut. Așa. Mi-am luat un electroventilator, ca să mi cel vechi nu mai mergea. Știți voi, elicea aia care vine în fața la radiator. Bine, la mine vine în spate, am văzut că unele modele au în fața la radiator. Așa, deci am schimbat mai multe chestii pe. Și nu mai zic, înainte de pompa de injecție am schimbat foarte multe piese. De la debimetru, EGR-ul, mi-am înlocuit furtunele vacuum recent, mi-am pus din acelea siliconice, din alea faine, șmechere. Da, măi, fraților, și ce vreau să vă mai zic? Abonați-vă, dați un like, pentru că totul este gratis și o să revenim în forță cu niște episoade noi. Facem episoade cu bomba. Aș vrea să mai cumpăr o mașină, bine, să vedem, mă gândesc ce model. Încă nu știu, nu promit nimic. Și oricum nu acum, că vreau să strâng niște bani. Nu prea mai filmat, n-am mai avut timp. Am fost cu dantura în lucru, adică în lucru, pe la stomatolog, cu treabă, cu muncă și na. Am zis, hai mă, mai filmez când pot. Și acum a cam venit momentul. Așa că te-aș ruga mult să dai share, like, să vizionezi până la final. Și ce vreau să vă mai spun, mă, fraților, după ce am schimbat toate astea, am pus mașina la punct foarte bine, mașina merge impecabil. Am avut și o pățanie ieri fiind sâmbătă, azi fiind duminică, astăzi e duminică 30 iulie. Și băi, fraților, ieri am ieșit în oraș, m-am dus până la Profi. Aveam drum spre Mioveni, m-am dus la Profi. Și cei care cunoașteți aici la Pitești, este un service renumit Calypso. Și acolo, ce să credeți, m-a atins unul cu un Logan, un domn. Dar m-am înțeles cu el, omul și-a luat vina. M-am înțeles cu el cu banii și mi-a lovit ușa. Dar nu este o problemă, mi-a dat omul banii cât am vrut, ca să nu mai dea asigurarea, să nu mai stăm pe la poliție, să mai facem amiabilă și așa, ne-am înțeles cu banii. Azi, domne, evaluează-ți cât te costă, cât consider că te costă ușa și astea, și îți dau banii. Mi-a dat omul banii și sănătate. Acum urmează să-mi caut o ușă prin dezmembră, să-mi schimb ușa. Și haide să vă arăt și vouă ușa, în ce hal am avut. Să vedeți. Ia priviți. I-am mai dat eu cu spray-ul, ca să nu se vadă așa cât de cât, dar se vede că aici e înnoită toată partea asta, aici. I-am dat cu spray-ul. Aici nu mai apăs, pentru că i-am dat panoul jos și am încercat să împing de acolo un pic. M-a atinsese și aici, am dat spray și inclusiv aici. Deci pe spate mi-a dat pe bandou, dar oricum o să schimb și ușa asta, pentru că vedeți aici, așa am luat-o, am mai făcut eu un alta la aia și o să o schimb. Și asta și pe cea,
al șoferului. Cam așa se prezintă mașina și aici avem plasticul ăsta, care v-am spus de el că l-am schimbat. Da, deci vedeți, e ca nou acum. Era cel vechi, era mâncat pe aici, zob era făcut. Și na, cam așa se prezintă mașina. No, eu zic că e o mașină destul de ok. Mi-a făcut treaba cu ea. Chiar îmi place. E ok pentru cei pasionați, care nu sunteți pasionați. Nu știu, fiecare își ia ceea ce dorește, ce îi place, ce buget are, în funcție de buget. Și după cum v-am spus, trebuie să caut o ușă neapărat, cea a șoferului, să o schimb. Plus ușa de pe spate, să o schimb și pe aceea, dacă tot umblu, să le schimb pe amândouă. Și interiorul, na, care nu l-ați văzut, ca așa se prezintă. Ziceam că schimb volanul, dar na, căutasem o perioadă pe OLX și nu prea am găsit, cine știe ce. Foarte mulți cer, foarte mulți bani pe un volan M. Și am zis, mă, naiba, lasă, că mai bine pun la punct treaba cu fumul. Asta mă refer acum, când aveam eu problemele cu fumul, cu pompa de injecție. Și am preferat să pun mașina la punct, să meargă, să nu mai am treabă cu ea. Acum o să urmeze, se mai cumpăr câte ceva. Avem aici o oglindă cu senzor, care nu prea mulți o au, da? Am înțeles că nu toate modelele au oglinda asta cu alarmă, nu cu senzor. Adică senzor de alarmă, care și alarmă mașina pe ea când este încuiată sau lași geamul un pic jos și vrei să bagi cricul sub ea sau bagi mâna înăuntru, începe să piune, are o alarmă aici. Mai mi-am luat o cameră din aceasta. Da, și în rest mașina este întreținută foarte bine, să știți. Deci nu rupturi, nu... Na. Sper că v-a plăcut acest video. Primul video care l-am mai postat după 5-6 luni. Să știți că o să plec și la mare acum în august, în concediu așa elegant. O să plec la mare în Mamaia, tot cu BMW-ul, bineînțeles. Și vă mulțumesc tuturor care ați dat like, care v-ați abonat și care mai mă susțineți pe aici cu un comentariu. Aștept comentariile voastre. Dacă aveți întrebări despre orice, și o să vă răspund acolo. Și încă ceva, că am uitat să menționez, cei care doriți să vă cumpărați nuca asta, să nu o cumpărați pentru că e jale, nici nu a ținut. Am dat 1.300.000 sau 1.400.000, până într-un 1.500.000 am dat pe ea. Deci asta cu puncte, are niște punctulețe, găuri, ca să zic așa. Deci o vedeți, cred că se vede destul de ok. Să nu o cumpărați pentru că uitați rezultatul după câteva luni. Cred că de 3 luni, 4 luni o am. Mașina la mine merge zilnic și nu se poate ca o piesă din aceasta de la schimbător, o nucă, să nu țină, frate, mai mult de 3 luni, 4 luni, dă o măsa de nucă. Nu se poate așa ceva. Ce să vă mai zic, băi, fraților? Eu am fost și Olex. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram. Așa mă găsiți pe Instagram. Și ne revedem în episodul următor. Toate cele bune. Pa, pa. Haideți să vedeți și cum pornește mașina. Mașina de din 1999. Ia uziți. Pornire la sfert. Farurile aprinse, pe o întâia. Și întoarcem și noi aici. Deci mașina merge impecabil. Uitați și accelerația cum se duce. De când cu pompa nouă. Da? Și cam așa merge.
mașina este ceea ce trebuie. Salutare și baftă tuturor!